Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă zi aici pe tavernă alături de veverițele noastre regale. Oameni buni, astăzi servim aici la barul nostru pe care l-am deschis foarte recent. Abia aștept să văd ce clienți o să avem. Salutare, domnule Ciuncio. Ai noroc, bă. Cu ce te servesc? Un pahar de whisky și doi taco, vă rog. Imediat, boss. Un pahar de whisky și doi taco. Dar ce ești așa supărat, bossule? Am niște datori de care nu le-am plătit. Stai așa să vedem. Deci ai aici odată 12 și whisky-ul face încă 2. Am total de 14. Ce datorii ziceai tu? Datorii, ia să vedem. Crazy Cupcake, 65 de dinari de aur. Păi tu ești nebun? 65 de dinari de aur? Păi și tu de unde ai avut acum să plătești, mă? M-am împrumutat de la niște prieteni ca să mănânc și eu, până mai pot de foame. Frate, 65 de dinari de aur, tu ești nebun? Ce ai făcut, bă, fratele meu, până acum? Bă, tu știi că mai ai ăștia de la circa financiară, fratele meu, deci am datorii peste datorii și eu la rândul meu și trebuie să-mi plătesc, altfel îmi închid ăștia barul. Rămân fără bar în Minecraft, bă, Peter. Aici? Omul ăsta, uite-te și tu, are datorii, uite, 65 de dinari de aur și mai și vine surprinzător, a plătit de data asta. Da, băi, fratele meu, am la datorii, de nu mai văd și eu capul. Băi, Ciuncio, mă, lasă-l în pace, ești el tânăr. Ce să-l las, mă, în pace, mă? Lasă-l, fii atent cum faci, îi plătesc eu datoriile de data asta, ok? Bă, mare om, bă, vezi, mă, crazy, ia aminte, uite, la băiatul ăsta. Băia finuț, bravo, bă, Peter, bravo, Peter. Cât ziceai? Ok, spune-mi datoriile și cu tot ce doresc, că vreau și eu niște vin și niște whisky, dacă se poate. Păi, băiatul are 65 de dinari de aur, dar... Da, din partea casei, fără probleme. Uite aici, okay. Whisky-ul și vinul și ai grijă, manule, cum combin băuturile, că să nu te ia cu capul. Lasă, nu e nicio problemă, uite-te acolo. Du-te la loc și 64, să nu mai faci, te rog. 64-65, uite acolo. Mulțumesc mult. Salut. Ai noroc. Bă, dar ce aveți, mă, fratele meu, sunteți toți așa în depresie. Zi, cu ce te servesc? Păi, vreau și o apă minerală și... niște burrito. O apă minerală, avem aici 1 și un burrito, avem aici 6. Poftim. Deci avem un total de 7 dinari de aur, te rog. De aur, nu de fier, de aur. A, mă scuzați, acum vă plătesc. Nu e nicio problemă. Dar ce s-a întâmplat, măi, frate? De ce ești supărat? Ce s-a mai abătut și asupra capului tău? Băi, cum să spun, eram pe o zi, pescuiam. Așa. Eram și eu cu niște prieteni. Și apoi, parcă s-a secat apa. Nu mai aveam ce să pescuiesc. Și apoi, îmi vine mie ideea bună să construiesc o fermă de pești. Dar cum sunt eu? Dar cum sunt eu curat la construit, m-am gândit să mă apelez de prieteni. Apelez la un telefon, la nimic, nimeni nu a dat. Nimeni nu știa, nimeni nu. Și n-am. Bă, nasul, bă, rău de tot, bă. Ia, bă, frate, uite o ciorbă de pui din partea casei ca să-ți mai revii așa de-n foame. Da, hai că, uite că mai am clienți. Hai că mai vorbim după ce închid taverna, vedem cum fac și poate reușesc să te ajut, ok? Ok, mulțumesc. Hai, capul sus, nicio problemă, mersi frumos. Ok, bună seara plăcută. Mersi, hai noroc. Salutare, am și eu o problemă și am auzit de această tavernă. Stai să ghicesc, vrei să-ți fac și ție o fermă? Nu. Dar? Aș vrea să mă ajutați, bun domn, cu acest diamant. Hai să-mi bat picioarele, băi, insista așa ceva în Minecraft? Diamant blestemat. Aha! Păi, Ciuncio, diamantul negru, așa-i?
Mamă, 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 o mare povară s-a pus pe tine, tinere. Bă, acesta... să rămână povara ta, da? Povara ta e povara ta. Da, acesta este. Acesta este diamantul negru, diamantul blestemat, ce poate începe catastrofe teribile. Și dacă nu reușim să-i ținem piept, se poate să fie chiar sfârșitul lumii. Bă, 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 nu știu cum faci sfârșitul lumii mai pe lângă barul meu, că abia mai am deschis și eu și încerc să rulez aici o afacere, boss. Trebuie ținut în mâinile, deci dacă îl găsești în mâinile cui nu trebuie, se poate întâmpla foarte nașpa. Te previn, niciodată să nu încerci să-l folosești vreodată la crearea unui armuri sau unei unelte, sau mai rău, a unei arme. Deci nu poți să faci nimic cu el? Nu, deci nu încercați asta. Nu, efectiv. Deci nu-ți trebuie explicație. Nu trebuie să faci asta niciodată. Hai de mine, nu, chestia asta trebuie investigată, nu putem să o lăsăm așa. Nu știu cum fac, lasă-mă să-l ajut pe băiatul ăsta cu ferma și o să încerc te contactez. Mai vii și mâine pe aici, pe la mine, pe la tavernă și încercăm să rezolvăm problema asta. Nu putem să o lăsăm așa. Deci abia ne-am deschis serverul și nu vreau să mai avem probleme. Ok? Am înțeles. Ține-l bine, te servesc cu ceva, vrei să bei ceva anume? Da, aș vrea și un whisky. Gata, imediat. Un whisky, 2 dinari de aur, te rog. De aur. Păi am schimbat prețurile, mă, băieți, mă, ce credeți, că sunt chiar așa de ușor de făcut astea? Pff. Mersi. Bun. Cam ăștia au fost, cred că, clienții pentru astăzi. Da, mă, oameni buni, ce să zic? Voi stați aici, terminați-vă ce aveți de terminat. Ia că vine și dimineața. O seară întreagă am petrecut aici. Vă terminați ce mai aveți și o să și închidem barul. Trebuie să rezolvăm problemele astea. Hai să ne băgăm și noi bănuții pe undeva pe aici. Da, nu știu, cu chestiile astea nu-i de joacă. Se pare că pentru astăzi trebuie să-l ajutăm și pe tânărul nostru Loca, săracul de el. Uite, mă, frate, că nu-l ajută nimeni. Trebuie să-l ajutăm să-i facem ferma aia, așa cum știm noi, cu tutoriale, cu ceva chestii, să încercăm acolo. Și trebuie neapărat să avem în vedere și cu diamantul ăsta. Bă, a mers mult. Zic că aici e casa ta, te rog. Aoleu. Da, aici. Aoleu, trebuie să dormim. Stai așa să dormim repede. Ai un pătus pe aici, pe undeva? Da, sus, okay. La etaj. Ok, suntem ok. Gata, s-a făcut zi. Și eu prima dată am ieșit de pe server, că am zis că trebuie să doarmă toată lumea. Bun, deci unde ziceai că vrei să-ți fac ferma? Băi, uite fix la această căsuță. Mhm. Aici am pregătit eu, mai am mărit un pic de totul. Ok. Hai să vedem dacă se întâmplă să ai un topor, nu mai am topoare deloc. Perfect, mulțumesc. Bun. Ca să facem noi ferma asta să funcționeze, o să facem în felul următor. Spargem aici. Da, ai nevoie de chesturi ceva? Nu, că am venit pregătit, de-aia am rămas și fără topor. Așa, deci avem chestul aici, după care în continuare chestului o să avem o pâlnie care o să vină pusă, uite, cam așa. Pe pâlnia asta o să avem aici un fence, așa, nu mă întreba momentan de ce, o să ți le explic după. După care avem un bloc aici. Aici ne trebuie stairs. Facem și aici un crafting table, pentru că de ce nu? Ups. Înțeles. Cincio e obișnuit să facă crafting table-uri peste tot. Aoleu. Da. Ok. Bun. Și vine cam așa. Aici punem un trapdoor. Aici un note block. Pe note block-ul ăsta, ups. O să punem chestia asta. Așa.
Și era să uit. Și cel mai important, apă. Am o fântână tocmai acolo, uite, uite, vine. Stai așa, uite că am văzut aici o sursă de asta de apă. A. Lasă că la... poți să-ți repar tu, nu e nicio problemă. Aia e permanentă? Niște. Bun. Asta e. Asta e tot. Atât? Da, e chiar atât de simplu. Hai să-ți arăt cum funcționează. Deci, okay. Te pui aici. Da. Fără să atingi cu burta de chestia asta, da? Te pui aici pe bloculețul ăsta. După da. Care dai click dreapta, da? Și ții acum, în momentul de față, tu trebuie să dai click ca să o automatizezi, da? Când tu nu ești la calculator, trebuie să pui o greutate ceva pe click. Așa. Uh-huh. Și ții click-ul apăsat și tu lași omulețul tău aici și el spamează click dreapta. În momentul în care peștele o să muște, hai să lăsăm fără să mai dau eu click dreapta. Dar nu-i neapărat nevoie să dau și click, nu? Simplu poți să lași așa. Poți să lași așa, dar cu pretenția să-ți tragi tu singur undița. Mi-a mușcat peștele, da? Bun. În momentul în care mușcă peștele, ce se întâmplă? Chestia asta se închide, da? Și peștele practic este prins. Și intră și se duce în jos în pâlnie. Și mai departe din pâlnie intră în cestulețul ăsta drăguț. De asta trebuie să ții click dreapta apăsat ca să spamezi. Poți să-l lași și așa, doar că... Să fiu atent atâta când trebuie să-l prind, nu? Cel mai bine e să lași calculatorul pornit, lipești ceva de click dreapta, ții click dreapta apăsat, poți să faci un mic experiment, să-l lași 15 minute și el o să-ți farmeze automat peștele, toate itemele tale o să intre în mod automat în chest, pentru că apa asta curge în jos și sunt blocurile astea care blochează itemul și nu lasă să se ducă în orice altă parte. Ah, și eu pur și simplu stau aici, apăs click dreapta și țin tot așa. Da, ia încearcă. Okay. Țintește note blocul. Ține minte, țintește note blocul. Dai, note blocul? Note blocul, nu pressure plate-ul. Placa de presiune. Acolo. Aia e poziția. Stai nu. Că parcă ți-am câte deci, uite aici, pe mijloc. Nu, pe mijloc. Pe mijlocul note blocului. Pe mijlocul note blocului? Da. Ăla e. Gata. Atât. Asta e tot ce trebuie să faci. Acum doar trebuie să ții click dreapta apăsat. Atât! Vezi ce simplu e? Poftim. Uite, ia și undița asta, să o ai aici de rezervă. Ia și găleata asta goală. Și mai vorbim noi. Poate o să mai am nevoie de ajutorul tău, poate să te mai chem, nu știu. Oricum, rămâi dator. Mai ales că mi-am făcut ceva iron blocuri. Ia uite. Oh, ai prins primul tău pește. Vezi? Wow, ce frumos. Mulțumesc. Cu multă plăcere. Ah, stai. Toporul ăsta e al tău. Da. Felicitări, acum nu o să mai mor de foame, tinere. Eu te are și fermă de cactus din asta. Și a făcut și un turn aici. Ce bă cu turnul ăsta? Turnul Babel și ce e asta? Hai să-ți explic o chestie. L-am plătit pe unul ca să facă o cameră de cesturi și e foarte mare. Asta e camera de chesturi, mă? Da. Ok, și cu cât l-ai plătit? Așa de curiozitate. Păi, l-am plătit cu vreo un stack de iron și după aia a zis că mi-a început gratis. Wow. Uite, dacă ne urcăm aici sus, ia vino. Așa. Dacă ne urcăm aici sus, am de până la capăt. Bine, las cum ar veni semi. Aha, a făcut și lift băiatul, bravo. Nu, asta am făcut-o eu. Mhm, ok. Uite, ca să cobori? Ca să cobori o să vezi. A, da, pur și simplu cazi acolo. Păi nu-mi convit, nu sunt de acord. Uite, aici pur și simplu când am treabă, fac, vin aici, amen, ce știu. Mhm, foarte interesant. Și dacă vreau să cobor, vin aici. Așa. Și pur și simplu cad aici. Și gata. Ok, nu sunt de acord. Hai să-ți explic. Ai cumva magma block pe aici, pe undeva? Deci fii atent, am făcut și cu magma block. Ai atent ce tinește. Nu te încetinește cu nimic. Deci cu magma block-ul, uite-l, aici e magma block-ul. Deci funcționează în felul următor, dar aici e un pic mai complicat.
Aici trebuie să faci zona asta să fie numai cu sticlă, da? Ai nevoie de niște semne pe care să le pui. Bine, asta la fiecare etaj trebuie corectată, trebuie rezolvată, revizuită și rezolvat treaba. Ai pus până sus de tot? Stai că mai am, gata, am pus. Bun. Kelpul, știi care e rolul kelpului? Da, transformă dintr-un cub obișnuit de ăsta, îl transformă în într-un bloc sursă. Și dacă îl transformă într-un bloc sursă, atunci el are alte proprietăți. Spre exemplu, acum dacă încerci să folosești liftul și noi avem niște blocuri sursă, magma blocul are proprietatea că te trage în jos. Da. Având proprietatea că te trage în jos, acum ăsta o să fie un lift care e de coborâre. Bine, sigur că acum trebuie să intervenim la fiecare etaj în parte și să punem noi niște semne, dar asta o să faci tu, da? Pui niște semne la fiecare etaj și atunci nu o să mai fie problemă, știi? Da, știi de ce am făcut eu asta inițial? Unul la mână. Efectiv, când am jos, nu l-am demet, chiar dacă am pus și doi, oricum, chestia, nu știu dacă funcționează exact. Ia stai să încerc. Dacă fac eu chestia asta, mă. Dacă faci chestia asta, nu o să meargă mai. Stai, merge? Nu, nu merge. Da, nu mai merge. De exemplu, tu acum ai spart jos, acum iar trebuie să pui sus. Ok. Cum să zic eu? Eu am avut numai oameni care mi-au. Am înțeles, da, tu ai fost businessmanul, tu le-ai dat banul și băieții ți-au făcut chestia. Exact. Ingenios, asta ingenios. Asta cu ferma de pumpkin făcută de mine, aia de melon făcută de mine, casa aia unde am fost noi la început, deci unde vezi tu asta, a ieșit din, e făcută de domnul Gabi. Ia uzi, mă, băiatule. Bă... Bravo, mă, felicitări, ce să zic, sper să te mai extinzi în continuare pe aici și nu uita să nu te extinzi prea mult. Da. Să nu te extinzi prea mult, că mai sunt și alți playeri. Bine, îți mulțumesc că ne-ai găzduit aici, nene, mulțumesc că ne-ai arătat pe aici jumecheria. Eu acum o să mă întorc la căsuța mea și la treburile mele. Da, noroc, salutare și pa. În sfârșit am ajuns și noi acasă după o zi plină, după o zi cu adevărat istovitoare. N-am apucat să mai fac foarte multe pe la căsuța asta noastră, am mai completat cu niște mici detalii de care am considerat eu că ar mai trebui să mai punem noi. Cam asta ar fi căsuța. Mai avem, nu-i mai facem altceva, asta vreau să zic prin chestia asta. Mai avem să mai punem niște mici obiecte de mobilier și să ne mutăm oficial în căsuța asta. Aici este podulețul, aici intenționez eu să-mi stabilesc dormitorul. Și zona de chesturi ar trebui să fie, zic eu, undeva la un subsol. Adică ăsta, vom avea un subsol aici, drăguț. Unde vom merge în jos și acolo vom avea chesturile. Dar momentan, pentru că am destul de multe iteme în momentul de față pe care trebuie să le mut aici, itemele mele, o să le lăsăm ori să le aruncăm pe toate aici. Și mai departe o să vedem noi ce o să mai facem. Ia să vedem. Ce mai avem? Unele sunt ale mele, altele nu mi-aparțin. De obicei, materialele de construit îmi aparțin. se apropie și seara, oameni buni. Cam atâta. Și cu ziua de astăzi, pe Taverna Veverițiilor. Eu sper că v-a plăcut. Mai avem de mutat ceva chestii pe aici pe acolo. E încă în lucru, dar n-am avut timp astăzi. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi de Taverna Veverițelor. Nu uitați, dragii mei, să dați și voi un like, întrucât like-ul vostru susține această serie. Și cu like-urile voastre putem să mai continuăm.
propunerile voastre, bineînțeles, puteți să le lăsați acolo în secțiunea de comentarii, ce ar trebui să facem noi episodul următor. Și bineînțeles, dacă doriți să vă alăturați și voi pe acest server, aveți IP-ul în descriere. De asemenea, nu este suficient numai să intrați, aici avem nevoie de încredere. Deci, primul lucru pe care îl faceți, intrați pe canalul de Discord, aveți linkul de la canalul nostru de Discord în descriere, intrați pe Discord și vorbim noi. Și după aia aflați voi mai multe despre serverul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Eu am fost, ca de obicei, gazda voastră aici, Ciuncio. Să aveți o zi frumoasă. Sau o seară frumoasă. Bye, bye!